Un loc sub soare au primit de curând și 3 copii într-o singură familie, dintr-o împușcătură. Triplă fericire pentru interpretul de muzică populară Oleg Donțu și soția sa Diana. Ei au devenit părinți de tripleți, 2 băieți și o fetiță, de 3 ori binecuvântați. Iar noi am avut marele noroc să ajungem la încreștinarea acestora. Matei, Ecaterina și Alexandru, tripleții interpretului de muzică populară Oleg Donțu, au primit taina Sfântului Botez. De mai bine de o lună de zile, părinții micuților învață împreună cum e să te descurci cu 3 odată. Suntem în culmea fericirii pentru că au intrat în rândul tuturor creștinilor. Emoții de bucurie, de fericire, că a ajutat Dumnezeu să-i punem în haina Domnului pe toți 3. Noi am primit-o ca o binecuvântare, ca o bucurie și ca o fericire împreună cu soția. Toți cu mătrii, bunei și toți apropiații noștri. Și ne bucurăm de cei 3 îngerași frumoși. Coincidență sau destin, dar atât în familia Dianei cât și a lui Oleg s-au mai născut gemeni, dar tripleți sunt o premieră. Până la 12 săptămâni știam că este doar un singur copil. La 12 săptămâni, când am fost, doamna doctor a zis că doamna nu este un copil, dar sunt 3. Adică am rămas foarte surprinși, adică cum pot fi 3 copii dacă din început ne-a spus că sunt 1. Însă ulterior ne-am bucurat și am acceptat cu mare drag această idee că vom fi părinți de tripleți. Acum și pururea și în vecii vecilor. Numele micuților nu au fost alese întâmplător, dar și cum spune mama acestora, toți sunt diferiți. Am ales-o după tâlcul bisericesc, în acea zi în care s-au născut, era o sărbătoare, următoarea zi era Sfânta Ecaterina, astfel am ales numele fetiței noastre să fie Ecaterina și în ziua în care s-a născut era Alexandru și Matei, astfel am ales numele copiilor. Și dacă pentru părinți responsabilitatea e mare, atunci bunăii nu-și văd capul de mândrie și împlinire. Suntem foarte fericiți, fiindcă aceștia sunt unicii nepoți și foarte mult i-am așteptat, zi cu zi, ani de ani, și Dumnezeu ne-a adus o bucurie la puterea a treia. Dumnezeu să-i aibă în pază, te dorim mult sănătate, fericire. Un viitor bun în viață, să iei pildă de la mămica lor și de la tăticul lor și sănătoși. Emoții mari au avut și nașii de botez ai micuților. Când a făcut ultrasonografia, mi-a zis că bucurați-vă că o să fiți nani la puterea a treia. Nu știam, da, noi nu știam ce să răspundem, adică ne-a luat niște emoții. La 3, în general, da. Suntem bucuroși, suntem și onorați că așa șansă cred că e dată în viață. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Iată cum poate fericirea să fie triplă. În această seară, pe canapeaua noastră, sunt fericiți, da, e drept, și obosiții părinți, dar sunt fericiți, Oleg și Diana. Vă salut, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Prima întrebare când ne-am întrebat în culise, dar voi ați dormit aseară? Răspunsul vostru a fost? Nu, n-am dormit! Sunt primii copii și nu ați știut până în 12 săptămâni că sunt 3. Exact, așa a fost. De la început ne-a zis că este 1 și când m-am așezat pe bancheta medicală la 12 săptămâni, medicul îmi spune, zice că, doamnă, să știți că nu aveți doar un singur copil. Și eu zic, cum așa? Data trecută mi-a spus că e doar unul singur. Aveți 3! Și așa deodată, fără așa să mă deodată, pregătească. Da, fără să mă pregătească, am avut așa o stare pe care nu pot să o descriu, nu știam cum să reacționez, să plâng, să râd în acel moment, dar ulterior au venit lacrimi de bucurie. Zici că ești, te rog frumos, în coridor, dai niște valeriană soțului la vestea pe care o va auzi. Tu când ai primit vestea? Păi eu stăteam în hol și așteptam soție. Ai fost cu ea la ecografie. Și vine și zice, avem 3. Zic, ce 3? Copii, de eu zic, să fii sănătoși. Adică am reacționat așa bine. Că... Așa, ca un bărbat adevărat care trebuie să-și susțină femeia. Uite, și a fost o sarcină relativ ușoară, doar că mai scurtă pentru tine.
Da, sarcina a durat 35 de săptămâni. M-am simțit foarte bine pe parcursul sarcinii. Nu am avut astfel de simptome ca stări de vomă, toxicoză. Nu m-am confruntat cu astfel de chestii. Greutățile au venit după. Au venit după, exact. Pentru tine, momentul nașterii, unei nașteri premature, e destul de complicat pentru o femeie să treacă peste asta. Avem în familie cineva care a născut un copil prematur. Voi trei, cu toate că prematur, dar foarte bunicei. Da, ne-am străduit foarte mult. Îi mulțumesc domnului doctor care m-a curat pe parcursul sarcinii, pentru că am ajuns la spital la 34 de săptămâni, însă dumnealui a făcut tot posibil ca să fiu puternică să-i duc până la 35 de săptămâni împlinite. Sunt cei mai mari tripleți de până acum, de 2 kg 650. Primul, ulterior a doilea 2400 și 2300 al treilea. Iată, vedem și pozele. Aici sunt pozele de la externare. Brațele lui tata niciodată nu au fost așa de pline, da? Ții microfoanele, dar să ții doi copii în două brațe e destul de greu. Cum te simți tu în rol de tătic și cum e... Mamele au o altă legătură, mai ales în momentul nașterii. Însă tu, ca tată, ai asistat la naștere? Nu, n-am asistat, am stat în camera vecină. Dar ai născut prin cezareană sau natural? Da, prin cezareană. Tocmai de asta tata n-a fost, că dacă era natural, da, era să fie acolo lângă tine, să zic, hai, draga mea, hai că poți. Înseamnă că la tine au ajuns bebelușii pentru prima dată la relația piept-piept. Da, într-adevăr. Stăteam acolo și așteptam și când mă auzi, se deschide ușa și între 1, 2, 3. Toți trei și mă uitam așa, eram împlinit, lacrimi de bucurie, eram fericit. Prima dată să-ți ții prunșorii lângă piept, e ceva frumos și deosebit și este o binecuvântare de sus. Dar chiar așa e și probabil voi sunteți puternici ca să rezistați și să creșteți trei copii așa, dintr-un pușcător vorbe, te-ai chinuit odată și bine. Câți ori zis expresia asta? Foarte mult. Practic toți. Zici că da, mai faci încă trei. Zic că nu, mai întâi să-i cresc pe ăștia. Ați avut, iată, și un botez frumos. Câți nani au copiii voștri? Am avut 10 ani, din păcate doar 7 dintre ei au putut să fie prezenți la botez. Le mulțumim foarte mult că au binevoit de a deveni părinți spirituali pentru copiii noștri. Cine a cântat, mai Oleg, la cumătria copiilor tăi? Păi a cântat tot prietenii de mei care colaborez. Așa am făcut mai un cerc mai restrâns, nu tare, fiindcă îți dai seama, trei copii de acum și cheltuielile sunt mai mari și... Apropo așa de cheltuieli, te întrebam pe tine în culise dacă alăptezi, dacă reușești să hrănești trei copii. Este foarte greu, la recomandarea medicului, oricum mă strădui să și alaptez un pic, ulterior le dau lapte praf. Mai mult adică pe lapte praf, pentru că trei copii să alaptezi este foarte greu și adică nu reușești, nu ai timp ca să mănânci ulterior ca să-i alaptezi, pentru că ei necesită foarte multă atenție și respectiv, dat fiind faptul că îi hrănesc cu lapte praf, cheltuielile noastre s-au majorat extrem de mult. Îmi zicea Diana că pe zi ei cheltuie 300 de lei doar pe laptele lor. Da, e adevărat, doar ca să nu mai vorbim pe scutece și pescutece, picături și alte chestii de care au nevoie pentru întreținere. Și cumva statul oferă un alt ajutor financiar, pentru că sunteți părinți de tripleți, așa, voi aduceți copii națiunii. La momentul actual pot să zic că nu am simțit încă acel ajutor din partea statului. Am apelat prin scrisoare, adică la mai multe instituții, însă până când nu avem niciun rezultat. Am dat să beneficiem și de hrană gratuită, sperăm că ni se va aproba, însă la ajutor social până când ni s-a refuzat. Sperăm să mai, fără careva motive întemeiate, dar sperăm să mai avem o șansă și să autosesizeze autoritățile. Da, pentru că atunci când se întâmplă asemenea nașteri, mai ales pe cale naturală concepuți copiii, că nu au fost in vitro în acest caz, pentru că atât tu, Oleg, cât și tu, Diana, aveți antecedente, cu toate și chiar dacă ar fi fost o însămânțare, trei copii să se nască astăzi în Moldova și fără să primească un ajutor din partea statului, mi se pare un pic rușinos. Sper ca mesajul vostru să ajungă și la cei de sus și măcar pentru o perioadă de 2 ani sau cât o să țineți așa mai mult pe lăptic, să primiți un ajutor din partea statului. Da, sperăm și noi. Ei, dar las, că voi vă descurcați. Noi ne descurcăm, aveți ajutorul și de la părinți, pentru că fără ei nu ați fi rezistat, nu ați fi ajuns astăzi aici la noi așa.
Exact, fără ei, adică cred că nici copiii nu erau atât de mari precum sunt la naștere, pentru că mama mea a făcut tot posibil să mă hrănească cu tot ce este mai bun, doar ca copiii să crească la recomandarea medicului, să aibă gramajul necesar, să nu stea în incubator. Și acum la fel, iată, aseară au stat și ei, n-au dormit toată noaptea împreună cu mine. Fiecare stătea cu câte un copil în brațe, iar ulterior a două zi merg la serviciu și le este foarte complicată. Primii copii, trei frumoși, sănătoși, cu toate că au fost născuți la 35 de săptămâni, au avut gramajul necesar, toți peste 2 kg, nu au stat în incubator. Nu, nicio zi. Nicio zi. Bravo, v-ați externat destul de repede. În 3 zile. Și chiar vă iubește Dumnezeu, pentru că tripleți și încă să nu stea deloc în incubator, rar se întâlnește. De asta spunem că suntem binecuvântați. Ei, o să vă aducă bogăție copiii în viață, pentru că eu asta am descoperit. Copiii aduc și valoare și bogăție. Ia că nu știu, liniște dacă vă oferă copiii. Liniște, Oleg, tu cum? Liniște nu prea. Eu, spre exemplu, adică vă două zile am venit aici la Chișinău, când mai la serviciu. Uh-huh. Și deja, adică, nu prea i-am auzit că am dormit în liniște eu. Dar soția, din păcate, dar oricum e frumos. Când vezi acei trei îngerași, cât de obosit n-ai fi, atunci bate orice obstacol. Eu știu că și tu cânti. Eu am voce, dar nu cânt, dar sunt alături de Oleg la evenimente în calitate de moderator. Așa, și atunci? Urmează în câteva luni și o minute să înceapă sezonul de nunți și cu mătrii. Și voi? O să merg și eu împreună cu el. Și copiii? Copiii o să stea cu bunei. Mama, uite, buneilor ăștia medalii în fiecare seară să le puneți, să vă dea Domnul multă, multă sănătate, că să aveți putere să-i ajutați pe copiii dumneavoastră să-și crească proprii copii. Se spune că pe nepoți îi iubești mai mult decât pe copiii tăi. Așa că sunt pe mâini. E adevărat. E adevărat. Eu sper că voi să vă descurcați de minune și o să primiți plăcere din acest lucru. Citisem zilele recente ceva că să ai o familie, asta e lucru. Să crești copiii în armonie, asta tot e lucru. Să vă dea Domnul putere să reușiți pe toate fronturile de lucru și să vă crească copiii sănătoși. Pentru că dacă vine o răceală la 1, știți că la puterea a treia deja. Da. Sănătate multă să aveți și pe tine, dragă tată, pe lângă colindele și cântecele de leagăn pe care le cânti copiilor, că le cântați să adoarmă. Da, da. Da? Cine, mama sau tata mai mult? Tata. Tata. Eu mai mult așa. Așa, ei, tata, pe da, tata are un costum. Care este cânticul de leagăn pe care îl cânti în fiecare seară? Nani, nani, puiu, tati, depinde ce, așa, mai melancolic, ceva frumos, ca să adorm și eu lângă dânsul. Dar tare des întâmplă, mai ales când cresc un pic mai mari, părinții adorm primii. Urmează să simțiți asta și în viața voastră. Tot o piesă mai melancolică, mai sufletistă urmează să ne cânti astăzi. Cu drag. Așa că te invităm. Tată, erou, e de curând tată a trei copii și sunt sigură că va fi un tată minunat, pentru că sunt o femeie, pentru că sunt alături de o femeie care îngrijește și cu multă dragoste îi crește. Urmează să vedem cum cresc acești copii și în ochii noștri, pentru că tare ne sunt dragi familiile frumoase și vrem să promovăm acest lucru la TV. Să nu vă fie frică să faceți copii, nu înseamnă cheltuială, înseamnă bogăție, dacă știi cum să îi educi corect. În această seară ne cântă Oleg Dunțu pentru voi, cei de acasă. La lumine n-o dăiță, mă uit la mea măicuță, an cu an îmbătrânești, dar fața îi strălușești. Când privește și zâmbești ca o floare, înflorești lacrima ea târnânjeană. Când spun sărut mâna mamă, mama îi lăsat anume să poarte un singur nume. Când strigă mamă să răspundă, unde aș fi să mă aud?
dă. S-o găsesc întreaga casă cu basmaua veche roasă. Tineră s-o văd într-una, iar de bătrâneța urma. Aerul vieții îl face trecutul, nu se întoarce, dar amintirea rămâne pentru ea și pentru mine. Jocul din copilărie, mama culegând la vie derdelușul cu troiene, codrul bătrân cu poiene. Îi lăsat anume să poarte un singur nume. Când strigă mamă să răspundă, unde aș fi să mă audă? S-o găsesc întreaga casă cu basmaua veche roasă. S-o văd într-una, iar de bătrâneța urma. Doar ce mama-n odăiță sfântă plină de credință, după umeri o cuprind, măi, și la piept cu drag o strâng, măi. S-au dus anicași în nori, mama-și creștea pruncușorii, azi pe fustoar ce-și învârte multe griji și doruri multe. Mama îi lăsat anume să poarte un singur nume. Când strigă mama să răspundă, unde aș fi să mă audă? S-o găsesc în prag acasă cu basmaua veche roasă. Tineră s-o văd într-una, iar de bătrâneță.